Salutare youtuberi, eu sunt Andrei și astăzi o să fac un video despre cum joacă Alin Fishing la păcănele și cum câștigă el bani mulți. Deci o să căutăm jocul care l-a jucat și el. Cum se cheamă? Double Dragons. Hai. Double. Așa, uite la Double Dragons. Așa se cheamă jocul. Dăm click. Uitați ce fel apare. Eu nici nu sunt logat. Asta e userul meu, parola. Da, eu dau click play demo. Nu dau login and play. Dau click play demo. Hai să vedem ce fel arată. Deci omul m-a supărat atât de tare că minte lumea creează aluzii că el are bani, că idei de afaceri și chestii și el joacă pe demo. Și m-am supărat foarte tare. Am fost subscriber de-a lui și el s-a luat de mine, că i-am zis să nu mai joace copilul. Cum poți să joci cu copilul la păcănele? Ce educație îi oferi? Deci s-a deschis jocul, îi dau start. Așa, acum e pe mute ca să pot să mă aud. Deci, eu sunt pe laptop acum, el joacă pe mobil. S-a deschis jocul, eu sunt în Anglia, uitați ce mi-apare, lire. Uitați balanța care mi-apare, 11.000 de lire, da? În dreapta, colț, corner, mi-apare play for real, da? Dar pe mobil n-apare așa ceva, că am verificat înainte. Dar ridic puțin și nu mai apare, gata, acum voi ziceți că joc pe bani real. Ce face Alinuș al meu? Dă max bet. Așa, 125. Că trebuie, nu poate să înceapă să joace la păcănele cu 11.000. Că pare enorm, nu pare credibil. Și Alinuș toată ziua ce face? Deschide jocul și dă în ele până pierde la o balanță credibilă. 2.000-3.000 de lei. Da? Din păcate, Alinuș a greșit. Că jocul acesta, Double Dragons, are un bonus cumulativ. Deci ca să prind speciale, îți trebuie 9 dragoni roșii sau 9 dragoni albaștri. În dreapta aici sunt căsuțele unde trebuie, unde se completează când prinzi un dragon. Și Alinușa meu ce fel a greșit? A jucat pe max bet până a prins, până a ajuns la o balanță credibilă. 2000-3000 de lei, nu știu exact cât avea în cont. Și el a prins 8 dragoni albaștri pe suma maximă. Asta a făcut el, apoi a dat pe 8 lei și a mai prins un dragon. Deci speciala este pe o sumă imensă, că se ia media. Că el a prins 8 dragon pe miză maximă și un dragon pe 8 lei. Deci miza e imensă. Undeva la 4 milioane, ceva în genul ăsta. În lei. Și de acolo se explică și câștigul care l-a avut. Teoretic, nu teoretic, practic, e imposibil ca jocul ăsta să plătească o așa sumă pe miza de 8 lei. Deci câștigul maxim la acest joc pentru un panou de cel mai bun simboluri este de 130x, care ce înseamnă pe 8 lei aproape 1000 de lei. Deci ăsta e maxim pentru un panou. El n-a prins nici măcar două linii, wild, două linii, trei linii. N-a prins jumate cât un panou. Jumate n-a prins. Și a făcut plată de 37.000 de lei. Ceea ce e imposibil. E o panoramă de om. Cel mai josnic om. A intrat pe canalul meu și s-a luat de familia mea. Atât de josnic poate să fie. N-are niciun fel de educație. Deci eu consider când te apuci de YouTube, ai o anumită responsabilitate. Mai ales când postezi păcănele. Nu trebuie să crezi că eu sunt bogat, am bani și dau mize mari și faceți și voi așa, că știe Alin, știe nu știu ce. Deci nu mai credeți tot ce vedeți acum. Eu, panaramă de om, sunt 1000%. Dacă el mi-arată mie balanța, câștigul de la jocul ăsta, eu mi-tai gâtul un video live. Deci live.
Cam am avut foarte multe întrebări, că chiar mi s-a pus pată pe el. Și toată lumea mă întreba, ai dovezi, dacă ai dovezi, cum îl zice dacă joacă pe... Uitați, am prins un dragon, se duc aici, în roșu. Că așa se prinde speciala la jocul ăsta. Joc de foarte mult timp la păcănele și mă pricep. De asta și îmi dau seama imediat când joacă lumea pe fake. Sau nu. Uitați, unul din nouă. Da? S-a dus aici. Alinuș nu știa săracul cum merge jocul ăsta și a comis-o și el. Deci omul, în afară de EGT, de EGT-uri, el nu joacă absolut nimic pe bareal. Absolut nimic. E o japiță de om. Vrea să facă 23 lei din reclame. Aia vrea să facă. Și nu înțeleg cum sunteți așa orbi, sincer. Am făcut video ăsta, o să-l postez. Probabil pun un titlu Joc la păcănele ca Alin Fish Hunting. Și cei care mă întreabă, o să le pun video ăsta să înțeleagă și ei. Că joacă omul pe fake. Uitați, al doilea dragon se duce aici. Și apoi dacă dau pe miză mică, se acumulează. Deci bonusul o să fie o medie, da? Între max bet și betul de mai mic care o să-l joc. Da, cam asta a fost video. Deci orice joc de la Yggdrasil, care îl deschideți, orice joc o să fie... O să apară o balanță imensă. Dar mie mi-apare 11.000 de lire, probabil în lei vouă o să apară 50 ceva de mii. 55 de mii ceva în genul ăsta. Și de aici și câștigul ăla imens. Acum sper că m-am făcut înțeles. Și cam atât. Aveți o zi bună și o viață frumoasă. Vă mulțumesc!